Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură, API, a anunțat printr-un comunicat că efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, ameliorare rase, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna iunie, trimestrul 2-2024. Suma plătită este în valoare de 55 de milioane de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 61 din 2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare. Plățile vor fi achitate prin intermediul centrelor județene ale Agenției Județene de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru același sector, API a achitat aproximativ 3 milioane de lei către fermierii care solicitaseră ajutorul de stat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna mai a acestui an.